Noua stagiune a grupului Skepsis începe sâmbătă la Alba Iulia și nu oricum, ci cu un spectacol în premieră. Vă așteptăm sâmbătă, chiar aici, în fața muzeului, unde trupa de teatru Skepsis va prezenta spectacolul Cine-i stăpânul. Este un spectacol original, creat de grup, un spectacol de comedia de la arte, cu un umor spumos, cu un ritm vioi. Spectacolul va începe la ora 19 și va fi precedat de o jumătate de oră de atelier de dansuri medievale pentru public. Așadar, toți cei care vor să învețe câțiva pași de dans medieval, membrii trupei de teatru Skepsis vor iniția publicul în această dimensiune. Vor urma apoi spectacole de sală la Casa de Cultură a Studenților în toamnă și iarnă. Reprezentațiile vor fi lunare, vor fi pe bază de bilet, dar prețul va fi redus pentru elevi, studenți și pensionari, categorii, spunem, defavorizate și pe care noi vrem să le atragem spre teatru, spre sala de spectacole. Stagiunea 2015 continuă proiectul de anul trecut, când au fost susținute 10 spectacole. Este un proiect care, de fapt, continuă un demers început de noi în 2014, când am avut 10 spectacole pe parcursul anului. Dorința noastră fiind aceea de a atrage publicul Alba Iulian, deosebi, bineînțeles, tinerii, spre teatru, spre sala de spectacole. Nu sunt doar spectacole de teatru, sunt și spectacole de divertisment în stagiune. Este un proiect desfășurat de tineri, pentru toți cei tineri la suflet din această cetate, inima țării. Așadar, Skepsis și Thalia îi invită pe Alba Iulien la o seară de teatru. E doar începutul stagiunii de teatru al grupului.